Salutare și bine v-am regăsit, dragii mei. Lasă-mi iau order și chestii și... Am zis order, nu un order, trebuie să-mi iau. Să scriu chestiile astea și după încep cu introducerea. Poate trebuia să fac asta înainte, dar... Așa o pot să fie. Deci ce vă spuneam, salutare și bine v-am regăsit după o lungă perioadă, aproape o săptămână, cred că de 6 zile n-am mai filmat nimic. Și mă înspăimântă... Gândul ăsta, bă, cum să nu mai filmez nimic de 6 zile? Bă, sunt criminal, bă, v-am lăsat cu ochii în soare atâta timp, dar... Am uit timpul poveștilor, bă, deci... Poveștile vor veni fără de întrerupere în această... minunată oră, dar nu filmez de oră, nu știu de ce am vrut să zic asta, dar dacă m-am început să zic, am zis, hai să termin. Deci, să începem la subiect, direct. Poc, liderul nostru prea iubit, Dark Emissary, este în vacanță! Yay! Și toată lumea e fericită că nu mai merem la oruri, bine, pe lângă că... Nu o să merge să filmez la war-uri, dragii mei, deci o să filmez numai de pe un stand. Sau poate nu o să mai filmez oricum a început școala și mi-e greu. Adică, nu că mi-e greu, da? Eu un pic de învățat totuși nu o să mai fac niște teme, mai ceva acolo. Și eu nu ca ultimul nărod mă duc la școală numai să fie. Totuși la 12-a. Am înțelegeam anul trecut. Anul trecut a fost anul trecut, bă, deci să nu credeți. Nu s-a întâmplat absolut nimic interesant anul trecut. Nu știu cum naiba, dar am avut, nu știu, note bunicele, spun eu, și n-am făcut, dar n-am învățat nimic. M-am dus așa la școală, toată ziua mă jucam smite și mă ducem la școală, făceam teme în pauză, bun. Dar mă rog, eu fost ok. Sper să fie mult mai ok anul ăsta. Bine, anul ăsta aspir la o medie mare și la note în bac mare, cel puțin așa sper. Deci vă spuneam de Dark Emissary, adică e în concediu. Bă, da, măcar... Păi, și-a luat concediu când nu mai avem... Când nu avem teritorii. Don Flow și-a luat concediu când aveam full teritorii, asta m-a frustrat pe mine. Bă, da, cum puteți observa, mi-am schimbat fața, mi-am pus-o în parte de dreapta jos pentru că... Păi, un seg, nu am nimic acolo, numai la ora am și, na, să nu vă... O chestie scură. Na, dar tu unde ești, mă? Vini, mă, pescarul, dracu. Bun. Trebuie să facem ceva episodul ăsta, mă. Trebuie să facem ceva impresionant, mă. Să găsim copii pe care se terorizăm din aia de nivel mic, mă, că ea și mai fragili, bă. Și mai ușor de terorizat. Lasă că mă duc un pic la spawn să le dau niște oameni duș să-i omoră. Dar vreau să nu înțeleagă ce se petrece, știți? Aia prăzire perfecte, bă. Felicitări, Claudia. Ce se întâmplă? Că nu văd ce scrie de chat. Mă rog. Ia la e. 4, 5, 4. Trage pe dreapta imediat, tu nu o să tragi, o să fugi, pentru că te cheamă poliția și așa fac toți. Eu o să-ți dau anti-chase runner, că așa fac toți. Tu o să fugi de mine, că așa fac toți. Ia mă costat. Sac, sala, am vrut să-i zic. Slash. Liber. Nu-mi vine să cred, mă, că a stat. Lober. Liber. Bun. Vedem următoarea victimă. Eu nu știu, iară m-am pus să filmez. Ia la-i. 2, 4, 6. Așa, bun. Mafiotul 97. Risc Mafiotu 9. Se pare că... Dar mie mult mai ușor să scriu un cuvânt lung cum e Mafiotu decât să scriu o cifră din aia, mă, 2, 4, 6. Du-te, mă, de aici. Liver. Înțelegi tu. Bun. Asta cu Inferno, sau nu mă tentează. Bun, hai să vedem altceva. Am casătura de player care nu vor să fugă de poliție. Bă, dar cum să fie așa corect, mă? Ăștia au fost reeducați de ea, nu știu de cine, mă. Și ciudă mi, deci vă dați seama că eu nu sunt poliție și nu pot să simt puterea pe... Ia le pe ăsta, o să dau un ir... Săracă. Eu aș fi trist dacă cineva mi-ar face așa ceva. Dar voi n-ați văzut ce am făcut, de fapt eu i-am blocat ieșirea, bă, că el a intrat acolo și a vrut să și iasă, dar eu m-am băgat pe sub el, bă. Am fost un geniu malefic. Mie mi-ar displacea dacă cineva mi-ar face așa ceva. Da. Chiar ar fi rău din partea lui, ar fi urât din partea lui, da. Mă, totuși cum s-a plimbe, că stați o secundă. O secundică.
Și s-a făcut lumină. Luați lumina cea dumnezeiască în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Gata. Cum ne-am rugat, bă, au fost rugăciunea dinainte de penalizare, dar nu penalizarea mea. Penalizarea asta care a intrat în PNS după mine, n-are voie, bă. Nu mă, îl vedeți, îl vedeți. Acolo în susul colinei, bă, cred că îl vedeți, mă, poate că eu orandez la o calitate foarte proastă, deși scrie 720, nu se vede. Ia-l-ai! Ce mașină ai tu acolo? O tampa! Ăștia cu tampa sunt vulnerabile, o să cadă că mergi pe contrasens și că o să iau carnetul. 368 era, nu? 360, uai ce prost, 8. Nu mă, 360 era, damn! Și are și nitro, o să creadă că iau carnetul săracu și o să fugă. Ia mă, dar în loc să fugă cu mașina aia făptașă, totuși să-și păsteze care nitro. Nu mă, stai mă, nu mă, băi, adică... Nu, ia mă, bine mă. Ce om, dar fără de demnitate mă. Bă, fugi mă, când vine cineva zice, stai mă, tu nu sta mă. Fix de ciuda lui mă, dar trebuie să-i arest, cine e șeful? Pas. Nu înțeleg ce vrei să spui, dar trebuie să fumezi un cui. Nu, asta a fost o rimă nereușită. Cum era, wanted? Wanted, yay, L.S. Dan Nicolas! Ia-l, nu mă, stai mă, undeva. Aproape de adâncurile mărilor, să fac o întoarcere așa cu... Ador mașina asta, să văd ce faină întors, mă, dar nu se poate, trebuie să iubești mașina asta, e prea faină. Cum, mă? Dar nici nu mă așteptam, mi-am făcut întoarcerea eu l-am așteptam să dea într-un stâlp, dar nu a dat, bă. Și ia drifturi, ok, mă, dar eu tot dintr-un drift mă duc în curbe. Și-s fericit, bă, vedeți? Fața unui om fericit. Cândva nu știam ce înseamnă drift și eram un om trist, dar sunt reclame din gen la teleshopping, bă, dar voi nu știți, mă, sunteți neștiutori. Cu dry cooker. O viață de om trist fără dry cooker, dar când am primit dry cooker? Viața mea s-a îmbunătățit de dreptat. Deja durerile stomacare au început să dispară și epilepsia mea a început să se agraveze din cauza dry cooker-ului, dar epilepsia e bună, bun. Dan Nicolas, o să dai în stâlp... am crezut că dai în copac ăla, dar nu știu ce vrei tu să mă fentezi, mă. Vreau să mă bagi pe arătură, bă. Opa, 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 la bun. Și acum o să pun MP5-un. Mână, ia la mă, dar și tu vrei după Dan Nicolas, e a meu, bă. E numai meu. Salut, Maceo, mare fan și eu ție. Francesco. Nu, mă, Nicolas, ce ai făcut, mă? Unde crezi că fugi, mă? Apă, mă. Dar nu și azi. Dar nu și de data asta, dacă aș fi avut un M4. Dar unde s-a dus, mă? Ai de cap, dar n-are voie, mă, băi. Pulangiu deosebit de periculos. Dar bun, tu cu... îmi pare rău, dar... dar e pentru bine, e justiție, bă. Bine, m-am vrut să-i împing. Eu ce-am făcut cu infernusul meu? Ia uite-l, bun. E perfect. N-a deja batraj, mă. Ești tu sniper. Ar trebui să facă ceva, să-i pedepsească pe fraierii care îndrăznesc să facă așa ceva. Dar vedeți, acum nu mai arată oraș. Damn, cât de tare. Înainte arăta oraș. Bun, acum am dus să mai sperii niște copii, bă. O să fie 20 de minute plictisitoare în care eu nu o să fac mare de brânză, însă voi o să vă uitați de ele pentru că n-am mai postat de mult. Și eu voi fi fericit. Asta e scopul. Deci uitați-vă la videourile mele să mă faceți fericit, mă. Deci, eu trebuie să fiu fericit. La ori nu mai am ce filmam, mă, dar mi-și rușine, mă, să mai filmez, mă, bă, praf, bă, deci... Și am unul că mă luați voi cu comentarii din aia că nu ești praf, că nu știu ce, bă, deci... Nu-ți bun de nimic la ori, nu știu, filmez acolo ca să filmez, mă, în poliție, când eram, aveam un scop, eu... Nu știu, aia era meseria vieții mele, la aia eram bun, mă, să iau carnete, mă, și să terorizez oameni. FBI nu-i meseria de terorizat oameni, e fix deja, ba, mă. E fapt în plus, nu știu. Cum să fie așa degeaba, mă? Nici bun de nimic, te simți inutil. Măcar știu că pot să încalc toate regulile, că nimeni nu o să mă penalizeze, pentru că sunt de partea justiției și justiția e de partea mea. Ia-l-ai! Stai! Stai! 7-4! Al meu ești, știu! Hai, nu te speria că nu-ți dau wanted, o să-ți țin așa arma ca să te sperii. Yes! Yes!
Yes! Yes! Yes! Ce, mă, poți să întorci, bă, te-ai întors prea târziu, mă. Unde te-ai dus tu, mă? 1, 2. Opa, dar sunt ca la toreador, știți? El dă să vină spre mine și eu, hopa! Și 3. Și hopa! 1, 7, 4. Fugar. Că ești în mașină, asta se întâmplă când ești în mașină, ești fugar. Bun! În sfârșit o victimă colaterală! De fapt, cred că e o victimă frontală, dar... Nu avem ce face, e o victimă și victimele trebuie tratate ca atare. Cu gloanțe! Sărat, că avea și nivel mic, uite-l cum... A uitat în fundătură, nu mă, că stai calea, mă, no! Amu, ce ai făcut, mă? Vrei să lezi calea cu scoș după ce ți-am tăiat-o? Da bun, și amu, ce o să faci, o să fii... Ha, 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 e al meu, 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 e al meu! Yeeey! Nu, m-a fost procesat cu Antedun, dar cine mă l-a procesat? Pies-o bine, mă! Taistă. Dar bine că tragi în mine! Ce e, mă, ți-a putut în formă să-ți fie bine? Să râghii după masă. Cum adică, bă? Să fie de rău? Cum? Eu să fac un punct de raport și tu vii cu reprizina bine că tragi în mine, dar ce? Gloanțele nu-ți fac bine la organism, mă? Voi știți ce se întâmplă dacă ai lipsă de fier, bă? E bine, nu știți. O să aflați, bă, dar dacă aveți, veniți la mine, vă dau niște fier. Numai bun, bă. Calibru 46, bă, sau... Mă rog, nu știu mărimea la gloanțe, dar imaginați-vă un calibru, gata. Și am terminat cu discuția, filmez de 11 minute și am procesat deja pe unul, deși nu cu voia mea. Bun, ia-l-ai, ia-l-ai, tu ai acolo o motocicletă și... A, se pare că e doar o motocicletă, bun. Mă, dar cât de tare e mașina asta, o iubesc, mă, dar... Cum, uitați cum se întoarce, mă, hai de capul meu! Cea mai tare mașină din lume, mă, cea mai tare mașină din univers, mă, dar... Ia, mă, că mă întorc, urmăresc pe un drag, mă întorc, mă, și are o accelerație, că mă... Uimește, bă, efectiv mă face să fiu uimit, mă, o să fac așa un dublu drift, mă. Oh, și direct în decor. Nu-i bai. Ne redresăm și pornim. Bun. La drumurile astea stare n-aș pas făcut ceva. S-a făcut de numai cât să nu pot să iau eu driftul ca lumea, bă. E un compot la mijloc. Vă spun sigur. Bun. Ia la el. L-ați văzut ăla cu mașina albastră. Nu, mă, ăsta cu buca... Cu... Cum naiba să numește mașina asta? Iar 174. Cu asta parcă am mai somat odată. Dacă îi pasă. O să zică că îl urmăresc. Dar eu nu știu cine ești. Trage pe dreapta, trage pe dreapta. Trage pe dreapta. Ce am făcut? Jos! Că nu, că ce ai făcut? Așa. 174, bă. Liber. A fost un control de buzunar. Bun. Tu cu bulletul n-am treabă, ești prea rapid, tu cu infernul, o să-ți dau una! Ah, ah, ah. Marius 24. Salut, Marius 24. Îmi pare mie de cunoștință, mai recunoști contul. Ioi, săracu, stai prea ținul meu, mă, să nu ziceți că nu mi-e prea ținul, dar o să-i depășesc contul, numai ca să sară numele meu, bă. Nu trebuie să mă uiți, mă. Nu, mă. Așa, să nu mă uiți, domnule. Ar fi păcat să mă uiți. Ia-l-ai, ia-l-ai. Ia-l-ai, cu prietenul lui cu tot. 517. Nu, mă, ce ai făcut, Mariuse? Hai, mă, banana galbenă. Nu, mă, prietenul tău va fi martor la infracțiune pe care o vei comite. Ia, mă, cum o tras pe dreapta. Dar vă dați seama ce de carnete suspendate. 517, hai cu drogurile. Yes! Unde-i drogurile? Droguri, poți să folosi droguri. Slash 5 5, 1, 7. Nu-mi zici că intri, așa. Așa, intră în mașină și du-te! Du-te de te du! Du-te de te... Du-te de... Te învârtoșează. Ce, mă, nu merg, mă, te-ai răzgândit, mă? Gă, hai, ce, mă? Bine, eu o să consider ca un refuz, îmi pare rău, dar... Ah, se pare că ai avut foarte mare noroc că am dat primul glonț, dar oricum este așa mai ciung. Ho, tu! Ho, zici la măta? Ha, ha! Dar ți-ați glume de duzină, mă, nu se poate, mă. Era unul, mă, dar prieten, alt prieten de-a meu, mă, dar mai ales ăsta chiar e prieten, mă, deci... Să...
Îți fure... Bine, voi nu știți povestea, mă. Soar mi-au primit bani 7 zile pentru extrugherie de față cu helper, bă. Știți cine o fost victima, bă? Marius 24, săracu, bă, dar eu nu știam că el mi-era colegă pe atunci, am să fă bă. Eu n-aș fi trecut peste asta. E bine, nici el l-a trecut, că încerca să mă dea afară de să fă bă, de, bă, deci... Cum se întâmpla ceva? Se ivia după colț direct. A, da, e de fă. Într-o vreme, trebuia să iau FV parcă, pentru că n-am fost la ședință și el insista parcă să iau FV. Bă, rog, tot îl consider prietenul meu, deși el n-ar trebui să mă mai considere prietenul lui, că am fost din familie cu făptașa. Bine, el și-a primit casa înapoi și s-a primit bani, dar a fost totuși o casă de vreo 1 milion. Dar a fost o excluzie genială, bă, poate să fac un episod. Băi, băi, handicap! Du-te, mă! Ia, mă! Nu, mă, pușcă, mă, și ăsta e acolo, mă! Ioi! Ioi, săracu! Ce-ai murit, mai crăpat? Nu, cât de acolo ești? Dar ăla, mă, cu claxonul lui, mă, dar e retardat, ce faci, mă, acolo? Da, oricum, eu zic să nu pleci așa ironic. De parcă avea unde să plece. Cotonul e îngătit, cum nu? Gă. Gă, mă! Dar altă șansă nu mai ai. Făcut, bă, a primit 3 somații. S-am zis să stai. S-a mai dat o somație, de fapt ai primit o grămadă de somații, mă, ce naiba. Doamnă, martorul este Dumnezeu, bă, așa să ziceți, bă, când vă întreabă cineva, mă, ți-ai făcut tema. Da, doamnă, profesoară, da unde, am uitat acasă, nu te cred. Martorul este Dumnezeu. Și dacă zice ceva, ce? Nu credeți în Dumnezeu? Vă spun la papa, gata. Dumnezeu este soluția pentru orice, nu vă speriați, el este acolo. Și vă poate ajuta cu minciunile voastre, bă. Clar, no, bun, hai să văd ce să mai fac în 17 minute, bă. Cum să-mi zici nob, mă, dacă tu nu știi să te conformezi justiție, mă. Justiția sunt eu, deci tu trebuie să mă slujești. Asta înseamnă a te conforma justiție, bă. Mă slujești pe mine. Bă, dar oare eu mă aud, mă, deci dacă nu mă... Ia, mă, mi-o deschis poarta, mă. Dumnezeu iară mă păzești, bă, a, clar. Gata. Este sus. Doamne. Bun. Ia, mă, porotă, mă, doamne. Că am frecat cutia, vezi, este o cutie acolo cu poliția, am frecat-o de jos, direct s-o zgâriat, am frecat-o de jos, vă dați seama ce. No, bun, o să luăm asta, gata, păi dacă nu luăm noi asta, să vedeți ce băgăm pe aia dubă. Doamne fie, au loc în spate, mă, cred că au, ia mă că în cap, în spate. Cu asta să duc mai infractorii deosebit de periculoși, mă, o să mă duc după unul cu antedur, mă. Foarte periculos, băiat. O să pornesc glumesc, nu pornesc sirena că mă disperă. Hai mă, taci, mă, odată. Bun, ia l-ai. Guante 2. Sare în loc nepermis de sărit. E clar un infractor. Uitați cum sare, uitați cum sare. L-am prins în flagranul ăla. Nu, mă. L-am prins, dar trebuie să-l lași, mă, la... Cum se numește mașina asta, bă? Enforcer. Direct îl duceam cu Enforcerul la sediu, bă. Se simțea și el mai bine, bă. Uitați cum are alea 4 faruri. Doamne, ce drifturi nasoare. Hai să-l trag pe dreapta pe ăla cu lanț ăsta, gata. Ăsta e scopul vieții mele. După ce să-l trag pe dreapta, o să pot muri în pace. Nu fugi, mă. Ești a meu. A meu. Fiul de Rainbow, Taste de Rainbow, bum, ce-ai tădus, numai că nu-i nimeni ea, dar eu vorbeam cu lanțul acolo. Bun, bun, bun. 2, 5, 6. Cum? Îndrăznești să te lași lovit? De ce nu cer voie? De ce eram cam? 4? A, bine mă, Ivan, I love, da, mamă. Enforcer. Dar cum era, mă, slash D? LSPD poate fost, cred că așa se numește. Baftă, să-ți pice tot părul din cap și să rămână mai mult pe cur decât ai pe cap, bă. Bun, dar eu nu știu ce m-am gândit, ia, asta n-are roț, bă. Cum? Unde? Unde crezi că meri, mă? Mă! Tu crezi că ai mașină vorpofită purpuriu și scapi de mine? Cum? Ce faină culoare, mă! Ce să spun? Te admir. Dă-te jos! Ai încălcat o regulă sfântă. De azi... 3-3-8, mă!
Că m-am împins unul și nu mai văd ID-ul. Băga-mi așa piciorul. 3-3-4. 3-3-4. Treci. Părăisc. 3-3-4. Buznar gol, caz de telefon liber. Cum o să are numai carte de telefon, mă? Dar nu ți-e rușine, bă. Mă, nici un gram acolo, bă, pe fundul buzunarului, mă. Niște scame, mă, niște scame din alea tras pe nas, bă, ceva, mă. Să poți să te penalizezi și eu, mă. Cum? Ai, de capul meu, nu-mi bine, mă, cam atât a fost episodul ăsta. Ia, bă, o să-l lovesc pe ăsta. Ăsta-i dușman! Dacă nu era dușman, nu-l loveam. Îmi place duba asta, mă, e puternică. Ilav, mă, dar de unde-l cunosc eu pe Ilav, mă? E prea cunoscut, mă. Ce-ai făcut tu, Ilav, în viața ta, mă? Ești prea cunoscut. Eu confundam. Ia-l-ai! Oh, îmi pare rău. Bă, bine, mă, mersi că m-ați urmărit. Sper să nu iau nici data asta bani pentru abuz de mașină sau cum se numește chestia asta când dau cu mașina, dar au fost pe... Ce? 30 de zile AIM. Am scris greșit și s-o corectam, dar ăla e un admin strașnic, bă. Nu bine, vă mersi că m-ați urmărit, sper că v-a plăcut, dacă v-a plăcut dați un like, dacă nu v-a plăcut dați și tot like, v-am mai spus, deci nu există îndoiala. Ce faci, Ilave? Dar de unde îl știu, mă, tata de cunoscut, mi se pare numele ăsta? Ia! Ha! Ia, mă, ce-am făcut, bă, m-am blocat în... Ăsta îi... legat aici, mă. Că dă-i mă gâmă la mine, mă, deci... Săracu. Dar nu vrei să te desleg, mă. A, se pare că nu ești tu dornic. Pe ce să mă duc? Da, mă! 6-1-0, mă. Dar până scriu eu... Ce prost ești, mă. 6-1-0. Ah, și cu asta o să termin. Și episodul de azi. Bun. Bă, mi-a zis că m-ați urmărit. Din nou vă spun chestia asta. Și ne vedem data viitoare, care sper să vină cât mai curând, bă. Deci, mâine nu o să vină, sigur. Ce faci, Ilave? Dai cu... Dă cu pâine, nu cu piatră. Ioi, dar asta chiar nu a fost vina. Mi-am pare foarte rău, dar nu mai pot să stabilizez chestia asta. Se te duce de râpă, bă. Salut, salut!